Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom face un scurt proiect adresat doamnelor începătoare. Vom lucra această stea de Crăciun folosită pentru aplicații. O puteți aplica pe coronițele dumneavoastră, pe un cadou, în brad, oriunde doriți dumneavoastră. Modelul, așa cum spuneam, este adresat doamnelor începătoare, este foarte ușor de realizat și pentru aceasta vom folosi firul Bravo sau firul care îl aveți dumneavoastră, de culoare roșie, de culoare verde. Voi folosi croșetul cu numărul 2 și jumătate. Vom avea nevoie de o mărgeluță, de acul pentru cusut lână și, bineînțeles, vom avea nevoie de foarfece. Vom începe lucrând petalele în cercul magic. Voi face pentru început un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Deci avem 1, 2 și 3. Luăm firul de croșet și vom lucra cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea, cel de-al patrulea, cel de-al cincilea picioruș dublu, cel de-al șaselea, deci avem 6 piciorușe duble. Acum vom face 2 ochiuri de lanț de separare și vom continua cu alte 6 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. În acest moment eu voi închide cercul magic, dar nu îl voi strânge de tot. Va trebui să rămână acest gol aici, în mijloc. După ce am închis cercul magic, mă voi ridica în sus cu 3 ochiuri de lanț, care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, întorc lucru și în corespondența fiecărui picioruș dublu din rândul anterior, voi lucra din nou câte un picioruș dublu. Deci primul l-avem realizat din cele 3 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea picioruș dublu, iar acum am ajuns în corespondența celor 2 ochiuri de lanț de separare. Vom intra aici, vom lucra 3 piciorușe duble. Deci, în continuare celor 6, vom lucra 3 piciorușe duble. Trei ochiuri de lanț cu care vom face un picot. Vom închide picotul și vom continua lucrând în corespondența acelui spațiu 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. După care vom trece să lucrăm cele 6 piciorușe duble din rândul anterior. Avem 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea picioruș dublu, firul pe croșet și apoi, în corespondența acestui spațiu de mijloc, vom lucra 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble. 1, 2,
3. Vom închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Vom închide cu fir alunecat. Scurtăm firul. Închidem. După care, cu acul, de data aceasta cu acul, vom ascunde capetele de fire. Pune. Voi intra mai întâi din partea de deasupra, voi trage bine firul să nu se cunoască și voi ascunde capătul meu de fir. La fel voi proceda și cu firul de mijloc. La fel acesta. La fel ascundem și cel de mijloc. Am ascuns și firul de mijloc. În felul acesta vom lucra un total de 6 petale. Eu le-am pregătit deja aici. După care vom lua acul cu ață, firul trebuie să fie pus în două, în mod obligatoriu. Și luând fiecare petală, vom începe să formăm floarea noastră. Vom pune petala în două, în felul acesta, și vom trece cu acul prin cele două ochiuri. Vedeți? Prin aceste două ochiuri de lanț care le-am făcut de separare, vom începe să unim petalele între ele. Deci vom pune în felul acesta și vom trece cu acul prin aceste două ochiuri de lanț. Procedura este foarte simplă, veți vedea că până la final totul este foarte simplu, foarte ușor și de aceea spuneam, este adresat doamnelor începătoare. În câteva minute realizați o astfel de floricică care dă foarte bine pe o cutie de cadouri. În brăduț. După ce am pus toate petalele în felul acesta, vom întoarce și vom închide floarea. Vom face o cusătură. Înainte de a tăia firul, ne vom asigura că totul este în ordine, în felul acesta. Îl vom întări pentru a-i da siguranță și vom scurta capătul de fir. Deci, această parte deja am realizat-o, vedeți, totul este cât se poate de simplu. După care vom lua din nou croșetul, bineînțeles, când totul va fi gata, veți vedea în ce mod perfect se aranjează. Apoi vom lua firul roșu, voi face aici un prim ochi de lanț, îl voi lua pe croșet și voi lua floarea. Voi lua floarea, voi intra cu croșetul în spațiul de deasupra, apoi în cel de desubt, vedeți, voi prinde firul roșu și voi face un picioruș scurt. Voi continua 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, voi trece la următoarea petală, voi intra din nou din spațiul de deasupra, voi prinde firul, voi face
un picioruș scurt pe spate, cinci ochiuri de lanț. Mă deplasez către următoarea petală, în felul acesta dăm stabilitate petalelor și pregătim locul pentru a lucra frunzele. 1, 2, 3, 4, 5. Mergem mai departe către următoarea petală, tragem firul. 1, 2, 3, 4, 5. Ne deplasăm în continuare, să fiți atente să nu prindeți petalele în mod greșit. Piciorușul scurt, 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Următoarea petală. 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț și am ajuns la capăt. Aici voi face din nou un picioruș scurt și voi închide acest rând. Voi scurta firul. Felul acesta. Și după cum puteți vedea, aici pe spate s-a format, avem această formă, aici noi vom lucra frunzele. Frunzele sunt foarte ușor de realizat și ele, nu este nimic dificil. Să găsim capătul de fir, l-am găsit. Voi face primul ochi de lanț care mă va ajuta să mă atașez lucrării. Voi lua floricica mea, voi intra într-unul dintre aceste spații, voi face doar aici la început un picioruș scurt, după care voi face două ochiuri de lanț, un ochi de lanț de fapt, pentru a ține locul unui picioruș dublu redus. Firul pe croșet, voi continua cu un picioruș dublu, firul pe croșet de două ori, voi face un picioruș dublu înalt, firul pe croșet de două ori, cel de-al doilea picioruș dublu înalt, trei ochiuri de lanț, voi forma un picot. Eu sper foarte mult să fiu în direcția bună, să puteți vedea. Din nou, voi continua apoi cu două piciorușe duble înalte. Primul, cel de-al doilea, un picioruș dublu și un picioruș dublu redus. Astfel am îmbrăcat primul spațiu. Voi lua firul pe croșet și voi trece în următorul lucrând. Piciorușul dublu redus, piciorușul dublu, două piciorușe dublu înalte, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, voi forma picotul, voi continua cu două piciorușe dublu înalte, 1, 2, un picioruș dublu, un picioruș dublu redus, și am terminat și cea de-a doua frunză, după care ne deplasăm în spațiul următor. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul, deci vom lucra fiecare spațiu. Acum vom continua singuri și ne vom reîntâlni. Am ajuns la capătul rândului, voi închide rândul cu fir alunecat, corespondența primului picioruș. Voi scurta firul. Voi închide totul, iar capătul de fir îl vom ascunde.
După ce am realizat și aceasta, deci vom ascunde și capătul de fir, vom pune petalele noastre în ordinea corectă, în felul acesta, iar în mijloc, fie coasem, fie lipim mărgeluța. Dacă nu doriți să puneți mărgeluță, puteți să puneți o steluță. Vă rog să scuzați întreruperea, eu dacă sunt departe de casă, copiii mei mă cheamă în fiecare zi dimineața să vadă cum mă simt. Așa cum spuneam, după ce am aranjat toate petalele la locul lor, mărgeluța, fie o coasem, fie o lipim cu lipici, eu voi lipi cu lipiciul lichid, lipici pentru țesături. Am fost întrebată de o doamnă ce fel de lipici folosesc. Folosesc lipiciul pentru țesături, care îl găsesc în mercerie. După ce am fixat și mărgeluța, floricica noastră este gata. Așa arată lipiciul meu. Dacă vă place ceea ce am realizat astăzi împreună, dacă vă este de folos, vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like, să distribuiți dacă doriți și mă despart de dumneavoastră ca de obicei cu aceleași cuvinte, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine și vă doresc o zi de luni minunată, o săptămână binecuvântată, plină de realizări și bucurii. La revedere, vă salută, Tatiana!